Salutări. Nu, nu, nu este niciun protest, nu e nicio revoluție. Oricum, așa ceva nu are cum să aibă loc aici, în Dubai. Este inacceptabil. În fine, nu despre asta voiam să vă spun. Vreau să vă spun că sunt în Dubai Marina Yacht Club. O să mergem cu un vas. Un vas nu de lux. Un vas care, un vapor care, în care vor încăpea circa 300 de persoane. După cum vedeți, o parte din ei deja așteaptă să urce pe vapor. E măcel, foarte mulți indieni, pentru că după cum v-am zis, acest vapor nu este unul scump. Dar am zis să avem și experiența asta și hai să vedem cum e. Te vă arăt asta. Absolut superb. Superb. Deci acestea sunt frunzele acestei plante, cum ar veni. Da, și aici e ceva gen hamac. Priviți cât de frumos. Impresionant. Cu luminile acestea. Mă întreb oare la noi în țară cât ar fi rezistat toate chestiile astea? Sau câți security ar fi trebuit să aibă grijă de așa ceva? Răspunsurile dați-le voi în comentarii. Mie-mi e greu. Mi-e greu să vă spun. Apoi voi fi considerat hater sau mai știu eu ce. Da, exact cum am gândit. Aceste viețuitoare, nu o să spun națiile pentru că o să fiu rasist, considerat rasist, s-au îmbulzit, bineînțeles. Soacra mea e în scaun cu rotile, nu vreți să știți de câte ori am oprit oameni să cadă peste ea. Am ajuns aici, aveam rezervat undeva, ne-a spus că nu, că e un misunderstanding și că s-a înțeles greșit, domne, nu aveți sus unde ați cerut. S-a întâmplat, e o greșeală, nimeni nu poate să regleze chestia asta și acum stăm, bineînțeles, nervoși, pentru că îți răspund în nas niște chestii să scape de tine, așa că aveți mare grijă când vă orientați să luați ceva la prețuri joase, ca să zic așa, low cost. E o mare problemă, credeți-mă. Noi voiam să mergem în altă parte, dar nu mai erau locuri, să folosim altă embarcațiune. Numai că nu mai erau locuri și am zis, hai să mergem cu vaporul ăsta, chiar dacă e low cost. E o mare greșeală, nu faceți asta. Aceasta e mâncarea pe care o au. Nu mai știu, credeți-mă, nu mai știu cât am plătit, soția s-a ocupat. Mâncare în general indiană. Nu vreți să știți ce va fi în zona asta, când le va da drumul vietăților să mănânce. Eu nu pot să le zic altfel. O să vedeți. Asta este un alt vapor low cost și la fel ca acesta în care ne aflăm. Nu cred că acum se... Acum cred că se poate lua de băut. Cred. Nu mă, că le-i foame, de-aia au venit. N-ai înțeles. Iubire, cât a costat croaziera asta? Iubire, cât a costat croaziera asta pe, pe persoană? Deci cam 85 de roni de persoană. 85 de roni de persoană. Mă simt ca în India sau în Pakistan, dar trebuia să știu cum e. E o experiență și asta. Da?
și trebuia să trăiești asta. Deși n-am pierdut la nicio partidă de cărți sau la niciun joc de noroc. Am pornit la drum. Sunt surprins că pe acest vapor mai sunt câțiva de aceeași culoare cu mine. N-am zis că e o culoare drăguță, de aceeași culoare. Chiar sunt surprins. Are asta aici. Da, mâncarea se poate mânca, da. Ce să vă zic? 85 dai 85 face. Deci dacă e ceva, nu știu. Bunu, nu vă chitroșiți. 2. Dacă nu puteți să vă procurați bilete pentru un vapor ca lumea, da? Nu ca lumea asta, mai bine renunțați. Facem rai din ceea ce avem, suntem ok, dar doar v-am anunțat. Să nu plângi de la atâta chili. Nu știu să văd nori în spate. Niciodată așa. Vreau să-i dăm și mie niște șervețele repede ca dacă... Vezi? Câți nori incredibili se mișcă într-un. Eu te prind să zici că e nori, ia fie. Păi uite, nori e. Vezi?
Să faceți dinner in the sky și partea din spate în plan îndepărtat este roata din Dubai. Ai în Dubai sau Dubai ai. Acolo aveți JBR, cartierul JBR și în stânga Dubai Marina. Aici locuim noi. Un bloc, unul dintre cele mai mici blocuri din stânga. După cum vedeți, două dintre turnuri sunt în nori la ora actuală. La momentul actual, am să zic. Da? Nu mi-aș dori să stau acolo la Cucurigu. Chiar mi-ar fi frică. Embarcațiuni cât cuprinde. Tare și curios câte embarcațiuni ale rușilor au venit să fie în siguranță aici. Bănuiesc că foarte mult. Pentru că aici Emiratele Unite Arabe nu le...
nu le ia cu japca, ca să zic așa, că nu e nimic legal, să fim serioși, oricât de mult am rușii, nu, cum ziceam, nu le ia cu japca proprietățile. Acesta este motivul pentru care rușii vin cu vapoarele și chiar cu avioanele, cu bărcile, vin și le țin aici. Una peste alta, frumos, dar v-am zis, probleme mari cu indieni ăștia care ei fac croazierile astea low cost. E mare problemă cu ei. Tot ceea ce fac ei este, cum să vă zic eu, neorganizat sau organizat foarte prost. Fetele mele stau de vorbă. Fetele mele stau de vorbă? Acesta este Lotus, cel mai mare iaht din lume pentru turiști. Să știți că nu este extrem de scump, e în jur de 100 de euro. Am fost pe el, e superb. Are chiar și piscină. După cum vedeți, nu știu dacă o să vedeți, au și show-uri. Acolo este un acrobat, după cum vedeți. Au acrobația, cum aveți. Piscina, când am fost, noi eram în pandemie. Nu era voie la așa ceva. Super. Puteți găsi pe canalul meu de YouTube, puteți găsi mai greu, dar dacă căutați, veți găsi vlogul cu iahtul Lotus, cel mai mare iaht. Mira,
bani. Petrecere privată. Nu aveau iubire, ce?
M-aș întoarce în Zanzibar cu mare plăcere oricând. Deci cam asta a fost. V-am spus la început cu ceva nervi. Din punct de vedere organizatoric sunt dezastru, cel puțin dezastru. Nu uitați să apăsați acel clopoțel, să deveniți membrii canalului meu de YouTube. Vă mulțumesc anticipat și puteți căuta acolo pe canalul meu de YouTube. Credeți-mă că aveți ce vedea. Nu mai timp să aveți. Vă mulțumesc frumos!